Cei care s-au născut în zodia Racului vor avea în ziua de 24 aprilie posibilitatea să ia contact cu reprezentanții unor instituții. În principal este vorba de chestiuni organizatorice, administrative, funcționărești, născute din nevoia firească curentă a nativului de a obține certificate, adeverințe, documente care să ateste că s-au dus la bun sfârșit niște sarcini și obligații, plata unor taxe, depunerea unor documente, etc. Între 24 aprilie după ora 19 și 26 aprilie după amiaza, aspect mai puțin relevant pentru semnificația directă a casei a patra. Probabil că este vorba de un răstimp mai destins, mai puțin solicitant. În schimb, tranzitul lunii prin zodia Balanței din această perioadă va alcătui cu planetele din celelalte semne cardinale o cruce cardinală. Asta înseamnă că sectorul caselor a 1-a, a 4-a, a 7-a și a 10-a sunt străbătute fiecare de câte o planetă. Acestea relaționează între ele destul de complicat, de stingher sau de blocant, depinde și de la caz la caz, depinde și cu ce alți factori astrali se întâlnesc pe harta nașterii, cea care ține cont și de ascendenta celor născuți în Rac. Și atunci putem avea de-a face cu niște determinări pe care racii să le simtă în chip neplăcut, că nu pot face față, că nu li se permite, că s-a depășit un termen, că au ratat un moment, o participare, o selecție, că le este greu să ducă la îndeplinire o sarcină publică, profesională, relațională, că sunt copleșiți de tot felul de întâmplări mărunte care îi hărțuie și care le mănâncă timpul și le dispersează atenția. Între 26 aprilie, după ora 19 și după amiaza zilei de 28 aprilie, luna se va plasa în casa a 5-a sentimentelor. În ziua de 27 aprilie, ea se va afla în postura de lună plină în Scorpion și va alcătui 5 opoziții cu cele 4 planete și cu luna neagră în tranzit prin zodia Taurului, care privește casa a 10-a, cea legată de prieteni, cunoscuți, apropiați cu care nativul desfășoară activități altele decât cele profesionale, de împlinire, de relaxare, de utilitate publică sau de punere în aplicare a unui ideal comun. Din această perspectivă, cele două case sunt puse la încercare. Influența este una destul de dură, de radicală, nu este una blândă nici pe departe și pune la încercare atât trăinicia relațiilor de prietenie, cât și natura relațiilor afective. Pe unele le tulbură la nivelul sufletesc, pe celelalte le tulbură la nivel social, la nivel public, la nivel individual, dar cu rezonanță într-un spațiu deschis, adică felul în care trăiesc și relaționează cu niște prieteni este cunoscut și de către anturaj, are ecou în viața acestora publică sau profesională, nu rămâne o chestiune intimă sau individuală, e de ținut cont de orice fel de dezechilibru care se produce, pentru că ecoul acestuia, în rândul apropiaților sau al străinilor, este de natură să îi facă pe aceea să emită judecăți de valoare, să se poziționeze de o parte sau de cealaltă, să țină cu nativul sau cu prietenul lui și, în general, să dea verdicte cu privire la felul în care se poartă și administrează un conflict. Din punct de vedere afectiv, situația este puțin complicată pentru cei născuți în zodia Racului, pentru că l-au și pe Marte în Rac, în tranzit prin casa întâi, și le dă un soi de tenacitate și rezistență încât nu cedează. Indiferent despre ce este vorba, chiar dacă la un moment dat ei în sinea lor își dau seama că greșesc și exagerează niște premize, până la urmă rămân la impresia generală pe care o susțin până la capăt, nu modelează, nu modifică, nu cedează, nu renunță, pentru că este în ei o tendință foarte specială de a demonstra cu adevărat cine sunt, ce cred și, poate, în paralel, de a demonstra cine sunt aceia, ce cred și cum se poartă. De aici această tenacitate specifică, de altfel, zodiei. Unii spun că e vorba de cramponarea de o relație, alții spun că este vorba de încăpățânarea, de a se reflecta pe ei cu cele bune și rele, cu toată seriozitatea, maturitatea și profunzimea, în așa fel încât să dea celor care au intrat în relație cu ei un mesaj clar de intoleranță, a unor abuzuri, derapaje și așa mai departe. Cert este că nu va fi foarte multă liniște, din punct de vedere afectiv, vor fi și momente când nu vor fi în formă, vor fi necăjiți, chinuiți, enervați, supărați, triști, depinde cum se manifestă fiecare. Mai puțină disponibilitate pentru jocuri, distracții și plăceri, ori, dacă acestea totuși vor fi abordate, ele vor avea mai degrabă aspectul unei obligații. A trebuit să mă duc, dar nu m-am simțit bine, m-am plictisit și, în general, nu participă cu toată inima. Felul în care se dedică acestor bucurii este unul limitat, trunchiat, pentru că în paralel funcționează celălalt mecanism despre care tocmai vorbeam, ca un fel de frână în această bucurie și exultare. De altfel, posibil, e primăvară, e frumos, în sărbători, ar trebui să fie mai degajați, mai puțin crispați. Între 28 aprilie, după ora 19 și 30 aprilie, după amiaza, context astral puțin ofertant, el este pe fond nesemnificativ, nu creează situații speciale la locul de muncă, altele decât cele deja știute și menținute în continuare fără niciun fel de modificare. Din 30 aprilie, după ora 19 și ulterior pe 1 și 2 mai, relațiile parteneriale vor fi tocmai bune. Ei vor fi în situația să se apere sau, metaforic vorbind, să dea înapoi în fața unor acuzații sau în fața unor persoane foarte volitive, foarte autoritare, foarte intransigente, uneori chiar dictatoriale, care își impun cu forța punctul de vedere, care fac senzație, care fac valuri ca să impresioneze și să intimideze. Nu e momentul de mare glorie al celor născuți în zodia Racului, care se vor închide în carapacea lor, în bunul stil al zodiei. Bine, carapacea e o formulă abordată metaforic. Dar asta nu înseamnă că nu simt, nu resimt, n-au atitudini, n-au trăiri. Vor fi foarte nemulțumiți că sunt atacați pe nedrept, că sunt sacrificați, că sunt puși gratuit în vină. Ei, sigur că la un moment dat o să le vină și lor aparamoară, dar nu chiar acum. Atunci vor trage ei foarte serios niște semnale de avertizare că s-au trezit și au revenit, nu mai sunt cei dinainte, jocul nu mai ține. Și atunci vor deveni redutabili, pentru că această regrupare de forțe care se va produce mai spre toamnă le va da lor posibilitatea să scoată la iveală și calitățile și virtuțile de luptător în stilul lor. Fiecare zodie luptă în felul ei. Nu există zodie care să nu lupte deloc. Dar atunci, mai spre toamnă, va fi momentul când vor reuși să recupereze timpul pierdut și pașii sau situațiile care acum aparent sunt ratate. Asta nu înseamnă că nu vor pune la punct oamenii care au fost abuzivi acum și nu vor recupera niște situații care încep să scârție și care nu le sunt deloc de folos. Mai complicată este această ipostază astrală dacă se manifestă în planul relațiilor conjugale, pentru că într-o astfel de situație șicanele și răutățile și exagerările unuia dintre soți se pot perpetua în această notă până la toamnă, fără niciun moment de respiro, săcăindu-l și punând presiune majoră pe Rac. Când am definit această strategie și acest fel de luptă, rezistență și apoi de viitor atac, m-am gândit mai mult la colaboratori, la dușmanii declarați, la persoanele cu care deja se află niște relații mai vechi de antipatie sau chiar cu care se tot întâlnesc din timp în timp la proces, câte o etapă procesuală care nu prea se rezolvă, bate pasul pe loc.